Petre Grigoraș a dat ieri adunarea la Pandurii. Au răspuns prezent la strigare 22 de jucători. Fără a beneficia de un transfer spectaculos, tehnicianul l-a avut la pregătire și pe nou venitul Olimpiu Bucur, jucător care sezonul trecut a activat în Liga a 3-a la CS Zlatna. Nu știam, o să-l văd care e situația lui, cum se va prezenta, dacă va rămâne la noi sau nu va rămâne, ne va duce în altă parte. Sunt foarte mulțumit că au rămas jucătorii de bază, așa cum mi-am dorit la sfârșitul campionatului. Am spus că îmi doresc din tot sufletul ca niciunul din jucătorii de bază să nu părăsească echipa. Ceea ce s-a întâmplat, exceptându-l pe Matei, care știam că e deja în cota de Steaua. De la reunire au lipsit jucătorii puși de Grigoraș pe lista de transferuri, Apostu, Hidișan și Neagu, dar și câțiva motivați. Deci e vorba de Popescu, pe care l-aș fi luat, și pe Voinea, care sunt la loturi. Brata este operat și va lipsi o anumită perioadă, iar Viera este învoit, apare de seară, o să fie mâine la antrenament. Adrian Rusu a lipsit din cauza unor probleme de contract cu echipa la care a activat sezonul trecut, FC Brașov. Deocamdată n-am găsit înțelegere să-l luăm după acum. El are până pe 30 iunie și se pare că nu s-a găsit înțelegere să ni se alăture de acum. Astăzi și mâine Pandurii efectuează vizita medicală, urmând ca luni să meargă în primul stagiu de pregătire la Sibiu.